Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Robert Sauerer și astăzi o să vă arăt cum s-a făcut efectul acela vocal din piesa Bad Guy a lui Billie Eilish. Sunt tipul rău. Pentru cine nu știe, am făcut o miniserie de videoclipuri intitulată Dacă piesa ar fi în română, asta e varianta de la Bad Guy. Puteți să intrați aici pe canalul meu, să dați un pic mai jos și aici o să găsiți cele 4 videoclipuri din această miniserie. După părerea mea, primul este cel mai bun dacă comparați cu videoclipul oficial. Toate acestea sunt niște parodii și bineînțeles că nu trebuie să fie luat în serios. Știrea zilei. Bine, nu sunt chiar așa noutăți, pentru că am scos piesa acum 2 săptămâni. Pentru cine nu știe, am scos noua mea piesă, You Rhyme With Me. În videoclipul oficial apar foarte multe persoane. Trebuie să știți măcar o persoană de acolo. Piesa are și un lyrics video, planuri multe și planuri măreți, așa că apăsați butonul de subscribe sau abonați-vă pentru a sta la curent. Sunteți foarte mulți cei care vă uitați la videoclipurile mele și nu v-ați abonat încă. Tu, apasă butonul ăla de subscribe acolo. Hai să nu ne mai lungim, hai să vă arăt cum s-a făcut efectul din Bad Guy. Bun, am înregistrat o altă voce, nu cea din videoclipul anterior. Ea sună cam așa. Sunt tipul rău. Da. Știu că este într-o altă tonalitate, dar nu contează. Ce ne interesează pe noi este să facem această terminație de frază, să facă ce avem noi în față, pentru că modalitatea pe care am ales-o este un audio care nu poate fi editat decât dacă îl facem să fie MIDI. Cum putem să facem chestia asta? Putem să dăm dublu click pe înregistrare, iar apoi tragem din graficul de aici înregistrarea în channel. Asta este una dintre modalități. În felul ăsta, dacă ne uităm la înregistrarea din playlist, aici avem decât două butoane. Dar odată ce l-am tras în channel rack și l-am convertit, cum s-ar spune, într-un instrument MIDI, dacă dăm click pe el, vedem că acum avem trei chestii aici. Chestia e că acum, pentru că l-am făcut MIDI, trebuie să-l creăm un piano roll. Nu mai putem să-l băgăm direct în playlist. Așa că putem să ștergem astea. Mergem în channel rack înapoi. Dăm click dreapta pe el și piano roll. În general, pitch-ul original îl găsim pe C5. De cele mai multe ori îl găsești pe nota 2. Așa că dacă ținem un pic apăsat. Bun. Ăsta îl tragem aici, pentru că nu avem nevoie de așa de multe. Bun, și acum putem să mergem în playlist. Pe ăsta îl tăiem și pur și simplu mergem la pattern 1 și îl adăugăm aici. Schimbăm de pe pattern pe song. Pentru cine este nou aici, o să pun un link în partea din dreapta de sus a ecranului, unde o să găsiți o listă de tutoriale făcute de mine, ca să puteți să învățați ușor cum să lucrați în FL Studio 20. Bine, FL Studio 20, 12, 11, nu contează. Cam toate sunt la fel. Bun, și acum hai să facem efectul propriu-zis. Mergem în channel rack, dăm click pe midi-ul respectiv, dăm pe a doua căsuță de aici de sus și dacă ne uităm în partea din mijloc un pic dreapta, avem o căsuță aici. Aici o să facem niște modificări care să poată să ne dea rezultatul respectiv. Și e foarte simplu. În primul rând, la amount, după cum scrie și în partea din stânga sus, ăsta îl dăm în stânga de tot, până vedeți cum se fac aceste valuri. Hai să dăm ăsta un pic mai tare, ca să putem să auzim. Vedeți, am creat niște valuri de volum, dar nu e exact ce vrem noi. Așa că mergem aici la speed și îl dăm în stânga, îl dăm mai mare. Sunt tipul rău. Putem să-l dăm și la maxim, dar efectul nu o să se simtă așa de mult pentru că este foarte rapidă creșterea și scăderea Sunt de volum. Sunt tipul rău. Vedeți? Așa că putem să-l lăsăm pe undeva Sunt pe aici. Tipul rău. Cred că e bine. Și tot ce avem de făcut este să creăm o automatizare pe acest buton de speed. Pentru cine nu știe cum funcționează automatizările, la fel, în seria mea de tutoriale găsiți acolo toate informațiile. O să las link-ul în descriere. Deci dăm click dreapta pe speed, create automation clip, ni s-a adăugat în playlist și acum mergem aici. Copiem prima bulinuță ca să o avem mereu pregătită în caz că o dăm în jos să nu mai mergem să căutăm iar. Putem să dăm click dreapta și paste. Iar aici vrem să urcăm pentru că spre final vrem să se facă efectul ăla pe voce. Sunt tipul rău. Pentru că nu vrem să facem chestia asta pe toate cuvintele de aici și vrem să facem pe tipul rău. Cuvântul sunt, vrem să rămână la fel. Una dintre variante, ne întoarcem un pic la asta. Și prima oară, dacă vă amintiți, am umblat la amount. Putem să îi dăm create automation clip și la asta. Mergem aici. Acum că îl avem pe ăsta jos, primul cuvânt e sunt. Deci trebuie să-l dăm pe ăsta la jumătate. Type in value 50. Dacă vă uitați și în partea asta, ăsta este fix la jumate. Adică 50. Dacă ăsta era jos de tot, ăsta e la jumate și ăsta e sus de tot.
Și acum hai să vedem unde se termină cuvântul sunt. Sunt. Deci pe undeva pe aici, să zic. Îl copiem și pe ăsta. 50%. Bine, astea sunt doar niște chestii așa estimative, nu... Bun, și acum mai creăm o bulinuță lângă, pe care o tragem jos de tot ca să putem să activăm efectul respectiv. Copiem asta, facem o bulinuță aici, iar finalul îl dăm în sus. Iar acum o să sună așa. Sunt tipul rău. Și să nu uităm de cireașa de pe tort. Da. Asta se termină pe undeva pe aici, deci putem să facem finalul chiar aici. Sunt tipul rău. Nu uitați că puteți să vă jucați cu automatizarea, puteți să automatizați aproape orice în FL Studio. Produceți cât mai mult, aveți răbdare și distrați-vă în acest program. În fiecare săptămână avem videoclipuri noi, foarte curând urmează să scot noile mele proiecte, niște proiecte foarte mișto în colaborare cu niște oameni super. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, lasă un like, lasă un comentariu cu părerea ta și abonează-te la canal ca să poți să mă susții pe mine și să vii și tu la curent cu tot ce postez. Asta este doar un mod de a face chestia asta, nu uitați, în FL Studio nu există o modalitate, să zic, greșită. Eu am fost Robert Sauerer, aveți în descriere noua mea piesă You Rhyme With Me și până data viitoare, ciao!